Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Exprim TV. Vă invit să trecem în revistă principalele titluri de astăzi din asigurări. Președintele Comisiei pentru Politică Economică deschide lucrările ICAR 2013. Generalii România personalizează polițele IMM pentru 5 domenii de activitate. Și Anca Băbăneață ne spune că este mai ușor să pui un ban deoparte pentru asigurare decât să-ți reconstruiești casa de la zero. Să vedem acum și știrile pe larg. Președintele Comisiei pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare din Camera Deputaților, Mihai Tudose, va deschide lucrările ICAR 2013, eveniment care se desfășoară marți, 15 octombrie, la Palatul Parlamentului. Deputatul Mihai Tudose este unul dintre susținătorii fervenți ai sistemului asigurărilor obligatorii de locuință, fiind totodată și inițiatorul propunerii legislative pentru modificarea legii numărul 260/2008, adoptată la sfârșitul lunii iulie. Generalii România a lansat două pachete de asigurări personalizate, dedicate întreprinderilor mici și mijlocii din 5 domenii economice, astfel încât să poată acoperi peste 18 riscuri specifice fiecărei activități. Adrian Marin, director general al companiei, ne-a declarat: suntem convinși că micii întreprinzători au nevoie de un produs de asigurare dedicat businessului lor, care să acopere riscurile la care ei sunt direct expuși. În consecință, Generalii a selectat 5 categorii de IMM-uri cu businessuri diferite, pentru care a construit pachete de asigurare specifice. La sfârșitul anului trecut, mai erau asigurate doar 43% dintre cele 8,5 milioane de locuințe din România, după ce cu un an în urmă gradul de acoperire prin asigurarea fondului locativ atinsese 60%. În acest context, este necesară sprijinirea segmentului polițelor de locuințe, mai ales ținând cont de gradul de expunere la riscuri al caselor din țara noastră. Anca Băbăneață, CEO Gotaer Asigurări Reasigurări, ne-a declarat: compania noastră este unul dintre principalii membri fondatori PAID și încă de la început am sprijinit dezvoltarea segmentului de asigurare a locuințelor, atât obligatorii cât și facultative. Considerăm că acest produs de asigurare este unul dintre cele mai importante din viața fiecăruia dintre noi. Este întotdeauna mai ușor să pui un ban deoparte pentru cumpărarea unei asigurări de locuință decât să-ți reconstruiești casa de la zero. Acestea au fost știrile săptămânii la Exprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă urez un weekend minunat. Luni vă revedeți cu colega mea, Camelia.